Hai, mămici, să aplaude cei mici! La grădinița Sălcioara din comuna Stăuceni s-a desfășurat un eveniment mai neobișnuit. Mămicile și copiii și-au inversat rolurile. Cei mici au fost spectatori, iar mamele au urcat în scenă. Ele au avut ocazia să se cunoască, împrietenească și chiar să muncească cot la cot pentru a câștiga. Femeile s-au împărțit în două echipe și au avut mai multe probe: prezentarea, proba culinară, inteligența și tema pentru acasă. Și cei mici au fost implicați în proces. Copiii au defilat alături de mămicile lor și au prezentat creații minunate și ecologice în același timp. Hăinuțele lor au fost cusute sau confecționate din materiale reciclabile. Copiii nu doar au defilat, ci și-au muncit la creațiile lor. De exemplu, Sara a confecționat rochița ei timp de 3 zile. A participat toată familia, surorile, părinții. Și ți este confortabil? Da. Au venit și tăticii să-și susțină copiii, dar în primul rând soțiile. Aceștia au avut doar cuvinte de laudă, atât pentru prestația mămicilor, cât și pentru organizarea evenimentului. Vreau să spun că noi personal am muncit, cred că nu mai puțin ca mamele, pur și simplu munca asta nu se vede. Noi suntem după culisă ajutorul lor, le susținem. Au fost și sunt foarte bravo, merită maximum ce putem să le dăm, pentru că ele ne-au adus ca așa copilași frumoși. Mamele au fost apreciate de un juriu format la fel din femei, iar la final, cum era de așteptat, a câștigat prietenia. Ideea a fost un punct din planul de activitate a instituției, parteneriatul cu familia a instituției Sălcioara din comuna Stăuceni. Deci de aici a apărut ideea pentru a face ceva comun cu părinții împreună, pentru a ne împrieteni mai mult, pentru a ne cunoaște mai mult. Să vedem și părinții cât de creativi sunt, nu numai copilașii. A fost o experiență nouă pentru noi, pentru noi mămișile, pentru că este pentru prima dată concursul aici în grădiniță. Am fost entuziasmați, cu siguranță. Pe lângă faptul că atât mămicile cât și copiii s-au distrat de minune, aceștia au primit și cadouri educative, iar atmosfera a fost încinsă și de artiști invitați.